hai cu coașe, că să nu termină cu lingușeala, că... Fii atent la mine, eu mă culc. Să dea dracu să mă deranjeze, care facă te crep de-un bătaie. Stai și mă veghezi, ne-am înțeles? Da, șef, odihniți-vă că veghez eu, nu vă deranjează nimeni. Trece acela ca mine, stai de șase. De șase, da. Te nebunesc. Comandant, executa o misiune de trecere a somnambulilor pe teritoriul neamic care... Ce ți-am zis eu, mă, să mă păzesc să nu mă trezească nimeni? Te termen! Păi vreau să vă păzesc, șeful, dar nu pot, că sforăiți cu atâta poftă că mă ia somnul. Tâmpitule! Sforăiți mai încet! Domn sergent, permite să raportez, nu mai este hârtie la baie, pot să mă duc să iau repede de la magazie și să pun? Pune! Pune! Pune teaș! Lev la poarta unității să te pui! Băi, ce-am vorbit eu cu tine, mă, dacă mai mă trezește cineva să nu mai mă trezească, că te calcă în picioare? Da, șef, pot să mă trezească pe mine în locul meu, ce mai bine? Trăpitule! Da, să te trezească, mă, să zici pe mine. Domn sergent, a venit unul la poartă și a zis că dacă... Ieși, că te omor! Ieși! Bă, dacă vă mai prind pe vreunul lângă patul meu, vă... De fapt, stai că am o idee. Toată lumea, atenție la mine. Începe din acest moment. Nimeni, dar nimeni nu mai are voie să depășească linia de frontieră, respectiv bariera. Ăsta e teritoriul meu. Este marcat și dacă îl prind pe vreunul că începe să treacă pe sub barieră sau pe deasupra, să intre în teritoriul meu privat, care este acesta, îl mătrășesc, bă, îl termen, bă, îl împușc eu cu mâinile mele, bă, cap, bă, o să fiu mai ceva ca grădicerii, mă, trag fără somație, bă. Acum vă fac ciurmă, sită. S-a înțeles? S-a înțeles, domn sergent. Dar eu pe unde naiba mai ies ca să mă duc în vizite la Loricica? Pe afară, chiurete. Păi, dar nu pot pe afară, domn sergent. Dacă vine seara când mă duc eu de obicei la ea și mă prinde domnul comandant pe coridoare, plimbându-mă, după ora stingerii, mă termenă. Mă rog, pare plauzibil. Atunci o să ieși pe aici. Dar legal, chiurete. Legal. Legal? Exact. Adică cu pașaport, bă. Vreți să treceți, eu vă pun viza și voi treceți. Simplu, nu? Păi vreau și eu un pașaport. Dați-mi și mie pașaport. Ia, bă, pașaport. Acum că am pașaport, pot să mă duc legal la Loricica, să trăiți. Hop! Ai viză! Viză? Viză, bă, ce te-ai scabouul la barieră, așa cum se cere și tu, ai văzut de străinătate, când călătoreai, vine și cere viza. Mă rog, puneți-mi viza, poftiți. Bă, dar tu te crezi, mă, aceea, pe tarlalul, mă, tarlalul, tartu, mă, vii așa de capul tău, pune viza. Ce stiu, mă, prostul tău, mă? Du-te-vă frumos, o cerere, învățați, mă, să vă purtați civilizat. Că de-aia nu ne primește ăștia NATO, în UE, sau unde pumnii mei nu ne mai primește. O cerere. Fă o cerere că te crăm. Dați-mi, bă, o hârtie, un creion, o ceva. Nu dați-mi o ceva, dați-mi viză. Nu cu ei discuți, da, fac ei, cererea, șeful. Mie îmi cer viză, nu lor, tâmpitul, scrie. Cererea, șeful, să... Cerere. Dragă mamă, tu tai o pămătă asta într-o zi. Tai o pămătă, cerere. Când vine sâmbătă la... Cerere. Vreau viză. Caporal Chiurete. Să trăiți? Dați-mi viză. Cum ai că vreau viză, caporal Chiurete? Mai tu cer ție viză singur, mă? Mie îmi cer, mă. Dă pixul, mă, las cam și eu. M-am semnat. Vreau viză, sergent Mărlanu, tâmpitule.
Am crezut că trebuie să mă semne șeful. Să respinge. Păi de ce, domn sergent? Păi la ora asta vii tu mă după viză, tâmpite, tu vezi că sunt afara programului. Vino și tu la niște ore rezonabile, când e program, că e afișat la poartă între 10 și 12. Dar mie trebuie acum viză, domn sergent, că mă așteaptă Loricica. Cetățene, te informez că cererea pentru viză se depune cel puțin cu 24 de ore înainte. Hai, domn sergent, terminați cu gluma, că e urgent ce mama naibii. E, Faci, mă, forțezi granițele. Ia uite, să dai mie dracu bariera. Dar nu înțelegeți, domn sergent, că trebuie să ajung urgent la Loricica. Bă, dacă e urgent, păi spune-mă așa că se rezolvă. Atunci, marcă taxa de drum aici la mine, că e asta, taxa de viză, e 50 de mii, mă, pentru urgențe. 50. Dacă spuneai, te rezolva de la început. 50 de... Așa, necoace. Necoace. Puneți-mi viza, să mă duc la Loricica. Ia, e vizat acum. Dă-i drumul la Loricica. Să trăiți, am plecat. Hai, halt, băi! Ăștia 50 de mii e numai pentru dus. Să-ți imite că la întors îți trebuie alții. Ne-am înțeles că ar venit cu viză. Dă-i drumul. La Loricica, marș! Sărmâna! Mă, dar tu nu reușești să fii punctual nici când vii din camera de alături? N-am nicio vină, mămică, a nebunit sergentul. Acum, dacă treci pe lângă patul și vrei să ieși pe ușe, a făcut o taxă de asta, trebuie să-i plătești bani. Hai, lasă-mă! Da. Ce fel de taxă? 50 de mii de lei! Adică vrei să-mi spui că tu ai întârziat la întâlnire pentru că n-ai vrut să plătești 50 de mii? Nu e adevărat, drăguță, eu imediat... Deci o hârtie de 50 de mii e mai importantă decât mine? Nu, am plătit, n-auzi că am plătit! Da, te-ai tocmit! Nu m-am tocmit deloc, Loricica! Deci nu te-ai tocmit, i-ai dat așa 50 de mii? Mototolule, lași toți escrocii să te exploateze! Mare fraier! Pe mine mă scuzați că plec așa în toiul unei discuții atât de constructive, dar mi-e cam foame. Unde pleci, dragă? N-auzi că trebuie să-i plătești taxă, nu ăla? Mai bine iau-o pe afară! Eu să-i plătesc taxă? Da. Eu. Ei, ce faceți, dragă? Sărâna de Ema, poftiți! Păi nu-i corect așa, domnul grănicer. Ei de ce nu-i percepeți taxa? Ea are liberă trecere, trașcă, că e VIP. VIP? Exact. Very iubit person. Tăftici? Uh-huh. Ema, dacă vrei, poți să treci și pe la mine pe-n pat, că eu nu mă supăr. Nu, mersi. Eu te las să treci, că ești prietena mea. Și eu te las. Tu ce-o lași, bă, tu? Ce, și la tine te pomenești că-i tot zi? Că ți-o plumb fundul ăla de bocanci. Nu, domn sergent, dar n-o să am să-i dau restul la sută. Nu mai terminați, mă, cu tâmpenile astea. Da, mă, mai tâmpenile. A nebunit sergentul și v-ați luat toți după el, mă. A nebunit sergentul și v-ați... Eu te ce cu coamnă, până aici. Eu dau dragoste, dragoste și de tot. Mă, subminez mie autoritatea în fața la părliți ăștia. Scuze, uite, reformulez. E, așa. A avut și sergentul o idee idiotă și v-ați luat toți după el. Bine, profiți că ai trecut, a? Gogașă! Ordonați! Îți ordon să nu-i dai voie să treacă pe teritoriul tău și ăsta e un ordin. Da, să treci. Cum au zis și romanii când au fost atacați de turiști la Mărășești? Pe aici nu se trece! Hai, lasă-mă! Gogoșică, dragă, păi dacă apărai tu Mărășeștiu, astăzi eram nemțitat. Mă rog, n-ar fi fost rău deloc. Și
ce bucată? Dar ce bucată? Taxa de trecere. Și taxă, mă, tu mie taxă, îmi cer tu mie, mă? Da. Păi eu trebuie să-și cer ție, mă, tu știi cine sunt eu, mă? Eu sunt tătucul al vostru, mă, auzit de tătucul Stalin. Ăla, mă, ăla era tătucul Rusiei, mă. URSS-ul era tătucul Europei, mă. Băi, o să intru în voi cum a intrat Rusia în Europa, mă, mă. Băi, dacă nu... Vă cum pe toți, mă, nenorocitule, nu cereți voi mie taxă, mă, că vă termen! Da, să trăiți! Dar nu-i cinstit! O să vă reclam la tribunalul de la Haga! O să mă reclam la tribunalul de la... Mata! Că tot nu mă interesează! Mă, aș mă, pe teritoriul tău acolo și am... Pupăzelu, să treci pe la mine mai târziu, da? Ce să te... să treci, mă, că o să treci pe la mine când o-ți mura porcul. Ha, ha! Dragul meu! Mi-a zis dragul ei. Nu m-ar mira ca odată și odată să te văd zburând. Bun, deci continui să mă ponegrezi cu chestii de-astea în fața subalternilor, să mă denigrez. Bun, atunci și eu declar pe pupă să persoană non grata aici la mine pe teritoriu. Ia-ți eu de la el. Știi, seara înainte de culcare mă gândesc la tine. Și? Cum te gândești? Întins și cu mâinile sub cap, așa. Nu, nu, nu. Zici ce facem. Ascultăm muzică, discutăm. Aoleo, păi dacă și atunci când te gândești discutăm, e clar. O să mor virgină. Auzi, dacă tot ai ajuns la concluzia asta, și ce zic eu? Să degajați terenul, că vine pupăzelul pe la mine. Păi eu atunci mă duc, dacă vine pupăză să... Stai aici, nu te duci nicăieri. Stai să vezi cum face pupăză, că din cauza ta o să mor virgină. Dar vedeți că pupăză vine un pic mai târziu, că trebuie să adormă sergentul, că altfel n-are cum să treacă prin teritoriul lui. Care teritoriu? Îți explic eu, lasă. Stați, mă, liniștite, că pupăză în civilie a fost călăuză la Dunăre, să descurcă el. Și dacă nu o fi și nu o fi, mai plătim o dată taxa. Hai că dacă suntem doi, mă gândesc că ne-o face reducere pentru grupuri, nu? Nu te uiți, mă, ce grup? Nu te uiți. Nu? Cine e acolo, mă? Luminează-ți fața! Miau! Ți-ar cotoia o dracu să-ți fie de zet de-aceea! Valiza! Stai! Cine e acolo? Tot o pisică! S-a mort, mă! Dar zi odată ce s-a întâmplat cu Chiorete? Nu spune că l-ai abandonat la graniță! L-a prins! Cine l-a prins? Sergentul. L-am încercat să... Dar n-a avut nicio șansă. Aiurea, zic că l-ai sacrificat ca să scapi tu. Dar cum îți permiți, dragă, să-l acuzi? Ai dovezi? Nu. Nu, la dragă, înseamnă că e ofticată că nu i-a venit pămpălău. Pe cine faci tu pămpălău? Ușuratico. M-a făcut-o? Ușuratică? Stai, Emma, cred că a vrut să spună ușurică, adică suplă, dragă. Pe cine faci tu ușurică, adică ușuratică, frigido? M-a făcut frigidă. Auzi, ta ce înseamnă frigidă?
E de bine, fată. E pe dracu, toantă ce ești. M-a făcut și toantă. Și asta e de bine. Pe cine faci tu toantă dezmățată? Pe cine faci tu dezmățată, mă? Pe cine, mă? Pe cine faci tu dezmățată? Măi, stați-mă, fătă. Pe cine faci tu dezmățată? Stați-mă-i, fetele, nu vă mai bate. Pe cine faci tu dezmățată? Uși la ea cum își permite. Cât e cauțiunea? E 100.000. Uite, treabă-și pe ăștia dacă am crezi. Jnapane. Uite, ăștia sunt pentru cauțiunea lui Chiorete, ăștia ca să am eu trecere liberă și ăștia ca să aibă el trecere liberă. Clar? Clar, blondă. Acum dați-mi pașaportul înapoi, domn sergent. Ce să mai faci tu, bă, cu pașaportul ăsta? Să anulează, bă. Păi ce faceți, domn sergent? Eu cum mai trec? Bă, bănează că nu mai treci. Să anulează pașaportul. Acum avem relații diplomatice, bă. Înțelegi? Acum treci ca la tine acasă, mai într-o... Gogoșă! A venit pachetul de la Măta, bă! Vadame, mașcă la mine imediat! Gata, șeful! Stop! Control vamal! Du-te! A depășit greutatea! Plătiți taxa de vamă! Ce taxă, bă? Să ce taxă? Să trage un botul ăla de vameși! E, atunci reținem produse de valoarea taxei. Pune-le înapoi, pupăse, că te omori! Alia, sunt atacat! Înapoi, tank sovietic, că te ciuruim! Ardivar, focul și pe voi să... Ia uite-o și pe aia, ce faci, măi? Opresc acciza, ce? Au! Tu unde te cobori? Hei, ia, să nu ajungi pe teritoriul nostru decât cât o să avem relații diplomatice, da? Da! Ia de-l încoace, hai, gata că ai luat destul. Așa, gogoașe, iau. Tragi că pe pachetul nu te scoa cu focul, că dacă nu te arde-l de sus, pe cuvântul eu că te arde eu. Răbdare, șeful, vi-l dau după ce îl controlez antitero, să nu fie vreo bombă înăuntru. Ce bombe, bă, tupit, pune totul la loc de pachetul cu a că te omor. Șeful, nu vedeți că am găsit arme chimice? Trebuie să le reținem, uitați-vă! Nu ești tâmpit la cap, mă, ai zgârbănit și fofează, cum ai șucăși cu conserve, mă, cu suie chimice! Na, sunt arme chimice pentru că au euri chimice în ele! Oamenii le mănâncă, fac cancer și mor, nu-i așa, Gogoașă? Da? Da! Și plus de astea trebuie și verificate să n-aibă cumva bombe înăuntru. Da! Și să aibă bombe, cu ce le verifici tu, mă, tâmpitul? Ai tu scanner de ăla cu ultraroșii, mă? Nu, dar am dinți, le mănânc și dacă nu-mi bubuie nimic în gură, sunt ok. S-ar dinței, dracu, să știe ce... Poftiți cutia, șeful! Da-ți face cutia, mă! Ia uite-mă pe goală, mi-o dai, mă! Paulu, dacă nu-i gătură, ce sunt eu, băi, ce-ți dați mie cutii goale, groapa de gunoi a Europei, bă, ce sunt eu, mă, că mă... Alia, de-a dacă ai de-a dacă ajută-o! Nu! Sunt neutră, pe la mine nu treci. Unde mergi cu Coana? Să mă întâlnesc cu Chiorete, că am trecere liberă. Ce, nu ți-am plătit? Chitanța. Care chitanță? Că nu mi-ai dat nicio chitanță. Dacă-ți luam banii, o să dai chitanță. N-ai chitanță, înseamnă că n-ai plătit. N-ai plătit, deci nu treci. Ce mă freci? Ce ai, ai luat o raznă? Nu înțelegi că nu mi-ai dat? Trebuia să ceri, e neglijența ta, dar îmi pare rău. Eu, sincer, îmi pare rău, să mor eu. Lasă, iubi, că vin eu. Stai că trag! Hai, fată, nu fi nașpa, fă-o pentru mine! Nu suntem prietene! În diplomație nu există prietenie! Da, mă rog, să nu zici că sunt eu nașpa, îl las să treacă contra cost. Scopul și durata vizitei? Să mă întâlnesc cu Loricica, o oră, două. Pașaportul. Ce pașaport, făi? Că mi l-a rupt domn sergent, ai uitat și mi-a dat liberă trecere. Sunt ca diplomații, na? Poate la el, la mine, n-ai pașaport, nu treci. Eu m-am vrut, fată, am avut toată bunăvoința, dar nu se poate. Vreau la Chiorete! Da-i acum mâinile alea, că rup bariera. Uite, mi-ai înfrânt sentimentele, mi-ai
îndoit inima și mi-ai îndulcit râmșorul și gândurile cu plânsul ăsta al tău. Deci, uite, te las ca să nu zici că eu nu știu ce înseamnă dragostea și sentimentul și... O, clar, tata, păi, să-i spui și lui Emma că eu am zis cuvintele astea de duh care... Îi spun. Da? Da. Hai, du-te, rățâșca mică, du-te. Stop! Stop! Ia, hai! Mâinile sus, desfă picioarele, așa. Ce faci, mă, nesimțitule? Păi, control corporal, ca și e la vamă, nu? Tomor! Stai că trag! Au! Aliați, suntem atacați, închideți granițele! Granița închisă! Cât sunt eu aici, nu intră nici mușca! Stai, ai pașaport? Nu? Ai viză? Nu? Înapoi! Rămâneți cu noi, revenim imediat! După jos, mă? Nu, șeful, știți? Ce să știu, mă? Le strângeți imediat, mă. Dacă vine vreo inspecție. Strângeți, mă. Chiară te-au căzut granițele? Suntem liberi! Ce dor mi-a fost de tine. Și mie pasă. Atunci, reținem produse de valoarea taxei. O, bazar! Pune-le înapoi că te omor! Aliați! Nu ne atacă nimeni! Da. Ce se întâmplă? Bă, nu ne atacă nimeni! Și greutatea. Plătiți taxa de vamă. Hai, Vandame, unde te duci? Vandame, unde ai, duci, tata, mă, că tine stăm. Știi că trebuie să mai facem o dată? Am depășit eu linia, nu? Că era un pic deschisă. Așa, mă. Semafor, marșa dumgriș. De unde, fată? Din magazie.
Hai mai repede, fiar prăjiturile ale naiba. Lasă, fata, nu te supăra pe sergent, că nu numai el are pofte. Că tăcând cu paștele ăsta, mi s-a deschis la toți apetitul la dulce. Ai plecat? Da, imediat! Griș. Unde te-ai dat, Griș? Griș, aici nu-i Griș. Aici nu-i Griș. Asta e. Da. Cucu! Să trăiți, șeful! Ce vrei, mă? Păi ne-am gândit să vă prezentăm ultima noastră realizare în materie de bucătărie culinară. Nu, mersi. Mai vreau să trăiesc. Da, se poate, șef, că nu-i nici felul întâi, nici felul doi, e de-abia felul trei, șef, e prăjituri, e proaspete, e... Numai prima am păstrat-o pentru dumneavoastră, te vă las aici și serviți dumneavoastră cu cea mai... Stăiți! Șeful, e delicioasă! E de ton? De dracu, că mai proaspătă! Doamne, gen, nu le ducem și la fete dincolo puțină plăcintă de asta? Le ducem, le ducem, dar stai să-l terminăm! He? Cum a fost plăcinta? Ce omoare, braș! Nu mai pot să mișc gâtul, mâinile, picioarele, nimic! Mai o trăvire în răcitru! Eu? Unde e toanta, s-o gâtui? Eu n-o văd! E aici, e aici! Da? Unde? Eu nu pot să o strâng de gât, că n-am cu ce! Și aveți, mă, toți, ce v-am făcut eu? Ne-ai otrăvit de norocită cu plăcinta aia ta, asta ai făcut! Și ea n-are nimic, ea, sigur n-a mâncat! Normal că n-a mâncat, doar sunt la cură! Minciuni, minciuni! Știa că e otrăvită prăjitura, vrea să murim ca să ne ia ea gradele! Unde e scorpie să te gâtui? O mai scă. Bă, tâmpitule, eu să vă luați în care vadă pe mine că mă oară. Eu nu pot. Nici eu. Lasă-l naiba că-l omor pe ăsta degeaba, tâmpiților. Trașcă! Trașcă, strânge tu de gât. Nu intru, domn sergent, că mi-e rușine. Intră imediat că te crăb. E lui rușine, auzi. Șeful, dacă vă zic că mi-e rușine, mi-e rușine. De ce ți-e mă rușine, tâmpitule? De asta! E buraj, te omor, te omor! Au, au, fatele! Hai da! Hai da! Trașcă! Ai grijă cu ce pici, că te nenorocesc! Mâinile! Păi după ce că fac pe mine, mai am și nu știu ce spate de... Hai mai repede că fac pe mine! Pupă să nu stai, pune mâna și tu! N-am cum, șeful! Eu zic mai bine să faceți la uliță! Idiotule! Tu te-ai uitat ce mi-ai dat să pun în prăjitură, mă? Ce e asta? Nu văd! Acu vezi? A, e Grișu. Scrie aici Griș. Păi ce scrie, fata, nu vezi? E un G, o etichetă și S. E clar, e Griș, ce poate să fie? Gips. E gips, idiotule. De asta au ajuns toți ca la muzeu. Idiotule, te strâng de gât, gogoașă.
Dacă tu te bagi, tu e în locul meu. Eu nu pot. Pot eu, unde e? Dați-mi să-l gătui. Nicio problemă, mă ocup eu. Așa, așa, așa. Hai, amare-l! Rupe-le, puraș, dă-i! Dă-i la grăsar! Rupe-i gâtul! Arde-l la focul de mirul! Leu, ce faceți mai aici? Nimica, șeful, băteam pe idiotul care v-a pus gips în plăcintă. A? Tu ești nenorocitul care ne-ai otrăvit? Ce să fac, șeful? N-am vrut. Am încurcat pungile. Ce fin am eu dacă gris și gips se scrie la fel? Mă scuzați, șeful, dar ce faceați de v-ați întărit așa la napăda? Îmi căutam pixul pe sub birou. Șeful, bine că nu v-a prins cu degetul prin vreo gaură. Ca pe domnul caporal. Vandame, ia telefonul meu și formează la doctor. Punem telefonul la ureche. Alo, doctore! Avem o problemă. Pregătește sala de operații că trebuie să ne scoți din gips. Nu, nebunule, nu să ne bagi în gips, să ne scoți din gips. Operație? Marș imediat la sala de operații că vă calc în... în roți. Bă, e și păcat să vă operez, zău. Mai bine deschidem un muzeu al figurilor de gips. Mai scoate și voi un ban extrabugetar. Excelentă idee. Rămânem așa, șeful, nu? Nu! Ia zi, doctore, cu cine începi? Păi, cu cine se oferă? Hai! Care vrea să fie primul, un pas în față. Aha! Bravo, sergent! Asta e dovadă de curaj, mă! Domn colonel, eu zic să intrați dumneavoastră primul, că n-am destul anestezic și... Nu, 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 ia-l pe sergentul primul, că până ți-intri tu în mână... Mână! Băgașul! Bază la operație, e un ordin! Urcă-te pe masă! Dar nu mai bine rămân aici jos? Că acolo mânca și se umple fața de masă de țărână. Pe masa de operație! Masa de operație? Și ăsta e instrumentarul? Nu, nu vreau! Nu vreau! Nu vreau! E puraș, ajută-mă! Nu vreau! A? Nu vreau! Vezi? De-aia nu comand eu mai mult anestezic. Ați auzit, șeful? Eu fi scos stomacul să-l spere de gips și l-a scăpat pe jos. Bă, eu nu pot să operez în condițiile astea. Bă, când zic eu, îl apeși de picioare. Hai! Gata, Gogoașe? Da, să trăiți! Ia zi, mă, cum a fost, a? Vine! Hei! Bă, ridicați-mă, bă, că m-a rupt ăla de la mijloc! Bă, nu mă lăsați așa! Florete! Hai! Eu nu bătuc. Pa!
Cuba! Cuba. Hai, întinde-te pe pat! Cuba, Cuba, dar întinde deodată pe pat! Lasă dracu Cuba aia, că nici la Giurgiu n-am ajuns! Întinde-te pe pat, nu pe iepuraș! Domn doctor, nu e așa că nu faceți injecție? Nu! Ce, vezi la mine vreo seringă? Păi nu văd nimic. Păi vezi? Ba, văd! Ce ai de mâna matale, bre? Arunc-o imediat! Tu ai zis! Touchdown! Ciocan! Daltă! Hai că l-am făcut și pe ăsta. Următorul! Ce înainte-i stătea? A? Mă rog. Eh, pune asta și o să-i stea. A? Mulțumesc, domn doctor. Ia mă, cred, ia să-te văd. Așa, mă, bine că te-ai operat, că înainte mergeai cam cu nasul pe sus și începuseai să mă enervezi. Wow, mie mi se pare majoră. Domn doctor, pot să-l ajut eu, vă rog, că la asta mă pricep. Te rog, dacă insiști. Nu, nu mă nemorociți, domn doctor, nu mă lăsați cu ea, domn doctor, nu mă lăsați cu... Păi ce faceți, domnul doctor? Nu-l operați pe Trașcă? A zis iepuraș că se pricepe ea? Ce faci, mă? Mă duc să iau aparatul de fotografiat, să imortalizez momentul. Să te lași în baza femeilor. Ho-ho-ho-ho-lou! Ce vreți să faceți cu ăla, domn doctor? A, nu, nimic. Îmi fac freza în el. A, da. Relaxează-te, Trașcă. Da, da, da. Uite, păsărica! Dacă e păsărica lui iepuraș, să știți că nu mă interesează deloc. Gata, domn doctor? Ați terminat? Gata, Trașcă. Vă mulțumesc! Trașcă, ești femeie! De ce, ciomule? Ce ți-am făcut? Păi, mă complexai! Sunt femeie! Lasă, că acum aveți și voi, în sfârșit, o femeie în Pluton! A, domnul doctor, dar fără anestezie! Că mi-e frică de injecții! Stai, mă! Mi-ai rupt mâinile, mă, celarule! Stai, mă, liniștit, mă, că tot trebuia să fac asta! Nu te învârti așa, titirezule, că poate mă lovești! Fără anestezic! Fără anestezic! Și dacă mai insiști, te pocnesc chiar! Cum e, pupăză? Poți să-ți mici mâinile? Poate!
dar are nevoie de cineva care să-l mânuiască. Mă rog, nu sunt păpușar de meserie. Uite. Următorul. Poftiți, domnul comandant. Nu, nu, nu. Sergentul a venit înaintea mea. Hai, sergent! Nu, eu! Nu vreau să fiu Pinocchio! Mamă! Da... Ăsta are gips peste tot! E grav? Nu știu. O să vedem la autopsie. Autopsie! Poftim, să mai zică cineva că nu fac economie la anestezic. Dăm fierăstrău. Nu merge. Ciocanu, Dalta. Că l-aranjez eu acum. Aoleu. Nu merge. Dăm explozibilul. Sigur? E, lasă că cu ăsta îl deschid eu de tot. Așa. Mâncalar tata de Robocop. Hai, sergent! Mergi că te-am pornit! Or fi bateriile descărcate? Dăm manivela! Mă mișc, doctore! Vezi că sunt bateriile cam descărcate. Du-te, ia redresorul ăla și mai încarcă-te de la el. Ce zice șeful? De când cu sistemul ăsta hidraulic sunt mai tare ca Robocop. E bine, la început mi-a fost frică. Dar acum nu mă mai tem. Am crezut că o să fac pe mine de frică. Chiar. Să mă duc la toaletă până nu mi se descarcă bateriile. Au! Mă descarc! Ce-a fost? Băgați și mie astea la încărcat, iete, mi s-au descărcat bateriile. Băgați-le! Aaaa! Aulă, așa rămân! Aulă, ce mă fac? Gogoașe, bă, bine că ai venit, bă! Ia ăștia, mă, pune-și tu la acumulatorul ăsta să încarce, că... Dar rămâne aceeași aici, de bun! Păi... Bine, imediat dați-le la astea drumul și până una alta... Țineți-le pe astea, pe asta așa și pe asta așa, și eu îi dau drum. Ce interesant, nu? Păi dumneavoastră vă vindecă cu șocuri electrice, nu? Rămâneți cu noi, revenim imediat.
voastră? Ai nebunit? Păi ai văzut ce pățesc aia. Mai bine mă calcă mașina. Doar nu o să rămâneți așa. Oi vedea. Auzi, știi ce? Ia tu telefonul și sună pe nevastă mea și lasă-mă singur să mă sfătuiesc cu ea. Alo, iubi? Da, iubi, eu sunt. Da, mamă. Băi, bandame, băi, sunt eu. Băi, nu porni mașina. Ce vrei, mă? Vrem să vă invităm să gustați din ultimele noastre îndepliniri în materie de... Nu e bună, șef. George, fii atent. Să trăi, șeful. Ce vrei, mă? Eu nimic și de n-o fi prin Banat, tot Pluton ar vrea să vază cum mâncați din ăsta rahat. Frunză verde și un diliu, vă dau și apă mai târziu.